Potrivit publicației Context, cele mai sărace județe ale țării după 5 ani de criză economică sunt Covasna, Mehedin, Stulcea, Sălaj și Vaslui, într-un top al valorii PIB-ului estimat pentru 2014. Cel mai sărac județ este Covasna cu 4,7 miliarde de lei, urmat de Mehedin cu un PIB de 5,2 miliarde de lei. După cum e de așteptat, cel mai valoros este Bucureștiul, care are o valoare de 148,98 miliarde. Ca o comparație, capitala este de 31 de ori mai valoroasă decât codașele țării. Despre Mehedin se poate spune că este fruntaș la rata șomajului și, judecând după banii alocați în 2014 acestui județ, sunt șanse mici ca șomerii să-și găsească un loc de muncă. De la o lună la alta, numărul persoanelor fără serviciu este în creștere. La sfârșitul lunii ianuarie 2014, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedin, erau înregistrat un număr total de 12.713 șomeri, atât indemnizați cât și neindemnizați. Acest număr total de șomeri corespunde în rata șomajului în județul nostru de 10,59% la data de 31 ianuarie. Comparativ cu sfârșitul lunii decembrie, în luna ianuarie, rata șomajului în județul nostru a crescut cu 0,34%, dacă la 31 decembrie a fost de 10,25%, iată că la 31 ianuarie a ajuns la valoarea de 10,59%, deci o creștere cu 0,34 puncte procentuale. La fel de mare este și numărul celor care primesc banii de la stat ca ajutor social. În Mehedin, sărăcia a devenit un stil de viață și mulți semeni de-ai noștri trăiesc cu banii primiți de pomană de la statul român. La nivelul județului Mehedin, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a plătit în cursul lunii ianuarie 2014 6.975 de beneficiari de ajutor social, atât din mediul urban cât și din mediul rural, cu suma totală de plată 1.501.796 lei. În comparație cu luna ianuarie, în cursul lunii februarie, numărul de beneficiari a crescut cu 99 de beneficiari. Numărul de beneficiari care vor fi plătiți în cursul lunii februarie 2014 vor fi de 7.074 beneficiari, cu suma totală de plată de 1.592.109 lei. Județul Mehedin nu stă prea bine nici la capitolul salariu mediu pe lună. Potrivit Context, ocupăm locul al 18-lea cu un salariu mediu net de 1.450 de lei pe lună.